Așa, continuăm lecția Măriuca și cu gândul că lecția va fi așa cum ne-am propus, o reușită. Mai întâi să te întreb dacă mi-ai făcut vreo cifră. Nu. I-am știut. De unde ai știut asta? Am vrut, dar vreau să fac niște chestii și n-am... Nu, eu am știut că știi, el anul acela care l-ai avut tu nu va ține foarte mult pentru că trebuia să te lupți cu tine însuți, adică să tragi de tine, pentru că nu-i chiar comod. Haideți să spun pe cea dreaptă, nu-i chiar, împărțirea aceea nu-i chiar comodă, în sensul că uite, să zicem pentru mâine încerci să obții cinci cifre. Bine. Dar nu, trebuie să crezi tu când ai zis da. Trebuie să crezi tu, adică dacă da sau nu. Vedem exact, da? Da. Deci haide să terminăm povestea asta cu mulțimi, să terminăm informații. În sine, ce am vorbit noi aici? Ce înseamnă mulțime? O colectivitate, mai multe obiecte la un loc. Sau ființe. O colecție, da? Da. O colecție de obiecte, așa, pe care le numim elemente. Da? Deci, o colecție de elemente, așa, de obiecte, dacă sunt ființe, nu are importanță. În general, de acum le vom numi elemente, tot ce punem acolo între acolade aceea. Da? Dintre cele două acolade. Ei, moduri de a indica o mulțime. Cum poate fi indicată o mulțime? Cum poate fi indicată o mulțime? Adică care sunt două procedee sunt? Amica, ai scris pe caietel. Uite pe caietelul tău. Prima variantă. Am scris eu acolo moduri de a indica o mulțime. Și acolo am zis amic. N-ai scris. Așa este, că n-ai scris. Că dacă scrie acum, citeai repede, că a fost lecția foarte recentă. Am zis așa, enumerând elementele. Hai scrie și tu acum. Deci amic, prima variantă, amic, enumerând elementele, adică numindu-le. Deci amic, enumerând elementele. Și B? Varianta a doua? B. Indicând o proprietate de caracterizare. Adică, de exemplu, la A este 1 și 7. Așa. Deci la punctul A scrie mare egal cu mulțimea formată din elementele 1 și 7. Deci, indicând o proprietate de caracterizare. Asta este modul al doilea, da? B. Gata. Și îmi spui, dă un exemplu acolo. Dă un exemplu în care nu mai enumărăm Maria și Mihai. A egal acoladă. Da. 8, 9. Nu, acum tu dai elementul exact, nu. Proprietatea, printr-o proprietate, indicând. Adică... Colegile din clasa mea care au ochelari. Okay.
Da? Deci scrie între acolade, spui, colegele din clasa mea care au ochelari. Ok. Sau, un alt exemplu. B, hai să zicem B, egal cu mulțimea tuturor acelor X, B egal cu toți X, cu proprietatea, și punem bară, dincolo de bară, se află proprietatea. X mai mic decât 5. Nu le-am spus, dar tu acum le poți subînțelege. Cine sunt toți X și mai mic decât 5? Dar trebuie să spunem X natural. Deci aici trebuia să mă adaug eu. Ce fel de X? Cu virgulă, X natural. Că dacă luăm din fracții, oho, nu le putem da. Că sunt o infinitate. Cine sunt acei X? Mai mic decât 5. Patru, trei, doi, unu, zero. Adică, așa cum ai zis, 4, 3, n-are importanță ordinea. Eu pot să spun 0, 4, 2, 1, 3. Deci nu are importanță. Pot să-l dau și 1, 2, 3. Deci într-o mulțime nu are importanță ordinea. Notează observația asta. Observații, ca să se rămână clar. Într-o mulțime nu are importanță ordinea elementelor. Asta e o primă observație. Și a doua, nu se pot elementele nu se repetă. Deci un element nu se repetă într-o mulțime. Da? Deci două observații avem până în momentul de față, anume... Nu se repetă același element. Element. Un element nu se repetă, adică nu poți să găsești pe trei de două ori scris. Sau pe patru, sau pe... niciodată, o singură dată se scrie. Elementele nu se repetă. Deci două observații am spus. Nu are importanță ordinea scrierii elementelor și nu se repetă ordinea. Și nu se repetă elementele. Hai să mai dăm și încă un exemplu de mulțime prin proprietăți, adică nu indicăm concret, ci subînțelegem. Trebuie să muncim să le descoperim. Deci, înainte de asta, repetăm de până acum ce am vorbit. Cum se indică o mulțime? Și tu răspunde. Enumărând elementele și așa, indicând o proprietate de caracterizare. Caracterizare. Da, o proprietate de caracterizare. Și la... îi enumerăm de elemente, îi dăm un răspuns, un exemplu. A egal cu acolada deschisă. Colegi, nu mai spun acolada deschisă. A egal cu mulțimea, și eu înțeleg că nu m-am întrebat mulțimea elementelor și le zici. Colegile din clasa mea care au ochelari. Asta e printr-o proprietate de caracterizare. Da. Și la punctul B. A... egal cu X. Cum se zice la bara aia? Cu proprietatea. Mulțimea acelor X cu proprietatea. Și... X e mai mic decât 5. Așa, și atunci circulă, tu ar trebui... X. Da, număr natural, da? Da. Hai să mai vedem încă o altă. Uite, notăm așa. A mare egal cu mulțimea tuturor acelor X cu proprietatea că X
divide, x îl divide pe 20. Deci toți x și cu proprietatea că x divide 20. Acum e bara asta oblică și asta oblică, nu prea sunt încântat cu scrierea asta. Și atunci o să spunem 20 se divide. Deci găsim forma cealaltă de prezentare. 20 se divide la x. 20 se divide la, cât am zis? X. La x, așa. Și spunem că x, de fapt nu mai spunem, că divizori nu pot fi altfel decât numere naturale. Deci atât rămâne. Iar b egal cu tuturor, mulțimea tuturor acelor x cu proprietatea că x-ii sunt cuprinși între 2 cu posibilitate de egal până la 5. De la 2 până la 5. Cu virgulă, x să fie natural. Și acum, amic, prima întrebare. Să se afle A mare și B mare. Adică să aflăm elementele, că nu le-am precizat. Le-am dat printr-o proprietate. B. Să se facă operațiile A reunit cu B, adică punerea la un loc, așa am vorbit, nu? Punerea la un loc, A reunit cu B și A intersectat cu B. Adică să facem reuniunea și intersecția. Reuniunea era vorba de punerea la un loc din cele două mulțimi, iar intersecția era vorba de faptul că vedem elementele comune. Nu? Așa. Hai să ne apucăm de treabă. Cum facem, cum o descoperim pe A? Deci nu știm elementele concret, dar știm că 20 se împarte exact la acelea. Cine sunt acele valori la care se împarte exact 20 sau x-ul e divizor al 20? 4. Cât? 4. 4 este un element corect. Că se parte exact altul. Că trebuie să găsim pe toți și. Care este mai mic decât 5? Nu, nu, nu. Tu te uiți mai aici. Asta e altă poveste. Tu te uiți aici. Încă să se împarte exact. 20 la 5 se împarte exact. Că 3 puncte înseamnă să dividă. Ah, ok. Doi. Deci 4, 2, da. 5. 5, ai zis bine. 10. 10, foarte bine. Și atât. Și luăm și pe 1 și pe 20. Că sunt parte exact. Ai și divizorii improprii. Deci adăugăm și 1 și respectiv 20. Așa a spus. Toți și încât 20 se împarte exact. 20 se împarte la 20, 20 se împarte și la 1, la 4, la 2 și la 5 și la 10. Deci în loc să-mi spun fie mulțimea A formată din 4, 2, 5, 10, 1, 20, eu am ascuns asta prin scrierea proprietății în partea a doua. Că 20 se divide, adică se face împărțirea exact. La cine? Și tu trebuia să știi, la 4, la 2, la 5, la 10, la 1 și la 20. Sigur că eu putem spune așa. Fie A egal cu 4, 2, 5, 10, 1 și 20. Puteam să dau așa mulțimea asta. Dar am dat-o ascuns ca să văd dacă tu știi ce înseamnă 20 se divide la X. Deci am vrut să văd aici dacă tu știi care sunt divizorii lui 20. Prin forma asta de scriere,
prin proprietatea asta de caracterizare, eu am dorit să fac un test asupra ta și să văd divizorii. La B ce vei spune acum? Cine ar fi elementele de la B? Ar fi 3 și 4. 3 și 4, deci să fie între 2 și 5. Dar și 2, care e și posibilitate de egal aici. Vezi? Că am zis mai mic sau egal, adică începe atunci, chiar cu 2. 2, 4, 3, na. 2, 4 și 3. Putea să fie scrise și 2, 3, 4, sau nu are importanță, am zis ordinea, nu are importanță, deci am luat foarte bună chestia asta. Deci, la primul răspuns avem, nu, amic am spus, să se afle mulțimile. Adică, cine sunt ele? Care e componența lor? Care sunt elementele? Și acum să le scriem. Răspuns. Cine este? A mare, am găsit, am scris acum, A mare egal cu elementele 4, ai spus, 2, 5, 2, 5, 10, 20. B mare, egal cu mulțimea, scriu încă o dată pe cele care le avem acolo găsite. B mare, egal cu mulțimea, 2, 4, 3. Și acum să facem mare unii cu B. Trecem la... Deci pentru primul amic am dat răspunsul, le-am găsit, să se afle A mare și B mare. Ne-am aflat. B mic. Să facem operațiile. A reunit cu B. Să facem. A reunit cu B egal cu. Înseamnă că punem la un loc elementele din A și din B. La un loc, în aceeași mulțime. Care vor fi? Le punem pe toate din A. Începem cu A. Și le copiem. 4, 2, 5, 10, 1, 20. Da. Și la care adaugi acum? Pe cele din B. 2, nu. Nu mai pui pe 2, că le-ai pus odată. Doar 3. Așa, nici pe 2, nici pe 4. Doar pe 3. Corect. Asta este punerea la un loc, reuniunea. Și să facem și intersecția. A intersecta cu B. La intersecții am spus că punem doar pe cele comune, care sunt și colo și colo. Doi și patru. Doi și patru, simplu. Doi și patru. Terminat. Deci vezi, acum noi am rezolvat o primă problemă. Că, o primă problemă în care am cu mulțimi. Am descoperit elementele celor două. Dar de ce le-am, de unde, cum le-am descoperit? Că am știut ce înseamnă să se împarte exact. Trei puncte să se divide, adică fără rest. Și n-am pus toți X și încât 20 se împarte exact la X-ul ăla. Și cu alte cuvinte, care sunt divizorii. La B am pus toți X-ii între 2 și 5. Și de la 2 chiar cu 2 începând. Dar fără 5. 2, 4 și 3. Și pe urmă, știindu-le cele două mulțimi, știindu-le, am început să facem operațiile de care am vorbit, reuniunea, punerea la un loc și intersecția. Deci reuniunea înseamnă să punem toate elementele din cele două mulțimi puse la un loc. Deci să nu se repete fără discuții, că nu se poate așa. Și de regulă se face așa. De ce nu voi să se repete? Poftim? De ce nu voi să se repete? De ce nu voi să se repete? Păi ce am spus? Ce este o mulțime? Este o colectivitate de obiecte, de ființe, de diferite. Mare importanță. Da, și de ființe. Că am zis Maria și cu Mihai. Da. Ființe, da? Dar să știi că tot atât de bine putem să spunem mulțimea formată din Maria, Mihai, scaunul și cu masă. Deci le punem la un loc fără să
ne intereseze. Nu ne interesează natura lor. Ne interesează doar colectivitatea. Prinderea lor în colectivitate. Dar nu poți spune mulțimea formată din Maria, Maria. Că atunci o scrii Maria de câte ori? De 7 ori o scrii pe Maria, nu știu, 8 ori, nu. N-are nicio rost, o singură dată. Deci la întrebarea ta de ce nu, de ce să scrii o singură dată, răspunsul este că n-ar avea rost atunci. De ce rost are dacă eu mă interesez doar să văd că este în colectivitate aceea care o pune o întrebare între acolade. Și da, trebuia pe doamna mea învățătoare, ea pur și simplu zicea, pentru că nu se poate. Așa nu se poate, nu se poate, știi, nu e un răspuns care să te fii mulțumit. Te mulțumeau răspunsuri de acestea? Nu, că eu întrebam ceva, dacă nu înțelegeam, și, de exemplu, de ce se adună așa și nu așa? Pentru că așa se face. Stai jos. Da, știi, Măriuca, elevii, copiii sunt foarte dezamăgiți. Okay? În clipa în care pe un copil îl repezi și el vine cu o întrebare, poate să fie cea mai ciudată întrebare, să fie, cum să spun, el dacă o pune ceva nu e clar și tu trebuie să vezi ce vrea să te întrebe el și trebuie să ai răbdare ca să-i poți răspunde. Cei care nu au asta o fac, știi de ce? Pentru că ei n-au decât înregistrat în mecanic niște informații. Și atunci tot mecanic ți le dau și ție. Deci, haide să, fiindcă e indicat întrebarea asta, eu simt obligația și noi ne-am propus, Măriuca, să discutăm lucrurile așa fel încât să fie înțelese foarte bine. Și tu, de fiecare dată ți-am dat voie și te-am rugat chiar să pui întrebări. Că din întrebările tale s-au născut, nu, răspunsuri care au însemnat o altă lecție. De exemplu, când am întrebat, am uitat întrebarea, când te-am lăsat șocat. Cum? Când te-am lăsat să-mi explici tu, că te-am întrebat eu, am uitat ce te-am întrebat totuși. Uite că spun eu acum, când m-ai întrebat dacă la împărțire se întâmplă vreodată ca să fii multe decimale, să nu se termin niciodată, da, chestia asta. Nu? Da. Ca să nu fie nici periodic, să nu se mai termine, să există posibilitatea și sigur că eu puteam să spun, o să spun mai târziu, dar m-am agățat și acolo noi am discutat despre zecimalele acestea care păreau o chestie foarte, foarte interesantă. Și ți-am făcut legătura cu punctele pe dreaptă și că acolo, oricât ne-am apropiat de un punct încă între două puncte consecutive există un spațiu destul de mare și sunt multe, o infinitate de elemente și discuția noi o să mai purtăm în continuare. Dar mă întorc și spun așa. La urma urmei, Măriuca, când facem o mulțire, când zic 732, hai să plec de aici, că și eu am fost foarte mirat așa. Ori 27. Tu i-o venit în minte să mulțească pe toate și pe urmă cu doi pe toate și de ce nu o fost așa 7 ori 2, 2 ori 3 și 7 ori? De ce regula asta? Când începe 7, se ține până la capăt de lucrarea asta. Adică el 7-le mulțește pe tot, pe tot numărul de sus, apoi 2, iar și pe tot numărul. E o chestie foarte importantă, trebuie să înțeleg. Că dacă nu înțeleg și nu mi-e clar, în clipa în care există pentru mine și posibilitatea să zic 2 ori 3 și 7 ori 2, așa ca la adunare. Ai în minte de ce se întâmplă asta? Ai putea da răspunsul? De ce 7 aleargă până la sfârșit și începe 2-ul și al doilea rând se construiește iarăși de la început până la sfârșit. Pentru că așa e regula. Nu! Nu! Nu-mi place asta.
Nu-mi place asta deloc. Eu trebuie să știu de ce exact, Băriuca. Exact. Pentru că așa se face, stai Dar jos. cine a visat? Stai, mă, că dar cine a visat chestia? Stai că eu nu vreau să fiu, nu vreau să învăț așa. Adică cum? Eu, nu, matematica nu înseamnă să înghițim așa niște reguli. Nu! Trebuie să le înțelegi, Măriuca. Da? Deci trebuie să le înțelegem. Hai să facem, să-ți vezi ce frumos este. Deci, 700, 7 ori 8, cu cine este egal? Este egal cu 7 împărțit cu. În loc de 8 pot să zic cât? Spune tu. 10 minus 2. Perfect. 10 minus 2 și face. Se înmulțește cu fiecare. 7 ori 10, 70. Minus 7 ori 2, 14. Și cât face? Așa cum știi, 56 la scăderea asta. Bun. Tot 7 ori 8 poate să fie tot atât de bine, egal cu 7 înmulțit cu 5 plus 3. Și conform distributivității, 7 se mulțește cu amândoi. 7 ori 5 plus 7 ori 3. 7 ori 5, nu? Plus 7 ori 2. Care face cât la mulțirea asta? 35 plus 14. 35 plus 14, 49. Da? Da. 35 plus 14 e bine? Ah. 7 ori 5, 7 ori 3 trebuia să spun aici, Măriuca, eu am greșit. 7 ori 3, 21, mă. Că nu mi-ese rezultatul. 35 cu 21 fac, într-adevăr, 56. Acum da. Deci, acum am înțeles. Ia să vezi, preluând chestia asta de aici, hai să scriem așa. 732, Măriuca. 732 ori 27 egal cu 732 ori, în loc de 27, cum discutam cu Mihai, înseamnă 20 plus 7. Nu? Și egal cu. Eu pot să spun și 7 plus 20, că tot 27 face. Deci egal cu 732 ori 7 plus 20. Și este egal cu. Și acum la mulțire înseamnă 732 ori 7. Distributivitatea, adică factorul de aici se mulțește cu amândoi. El se mulțește cu tot 27, deci cu 7 și cu 20. 732 ori 7 plus 732 ori 20. Și 732 ori 7 să facem înmulțirea. Ce înseamnă 732 ori 7? 7 ori 2, 14. O singură cifră. 7 ori 2, 14. 7 ori 3, 21, 22. 7 ori 7, 49. Da? 49 și cu cât am zis mai devreme. Hai, urmărește, că am rămas urmă. Deci, zi tu, că eu nu știu de ce m-am încurcat. 7 ori 2? 7 ori 2, 14. 14, unul minte. 7 ori 3, 21 și cu 1, 22, 2 în minte. 7 ori 7, 49 și cu 2, 51. 51. Plus. Acum să mulțim cu 20. 20 înseamnă 2 ori 10. 2 ori 10. Hai Da, să mulțesc. Deci așa. mulțesc cu 12 până cu 10 la sfârșit. Da? Dar de ce dacă e 0 mai mult e... În fine. Păi 20 înseamnă 2 ori 10? Da, dar zic... Dacă făceam una sub alta și făceam cu 0, ne dădea 0 și doar puneam 2
Și doar când făceam cu 10, puneam un pic mai departe. Păi nu, eu vreau să răspund la întrebarea care o ai tu acum. Deci Știi? întrebarea este că pe 20 dacă scriu 2 ori 10 și fac mai întâi 732 ori 2 și pe 1 ori 10 nu-i bine? E bine. Da. Și vine 2 ori 2, cât vine? 4. 2 ori 2, 4. 2 ori 3, 6. Da. 2 ori 7, 14. Și ori 10 înseamnă pun un 0 la sfârșit. Da. Sau Și putem să iată. facem efectiv 2 ori 732 și punem 0 la sfârșit, da? În fine. Deci, este 5.124 și plus asta. Deci sunt acum două numere de adunat. Este vorba de 5.124, 5.124 care a rezultat de unde? Din înmulțirea cu 7 al ăsta. 7 ori 2, 14, 7 ori 3, 21, 22, 7 ori 7, 49, 51. Iată de ce 7 se apucă de lucru și merge până la capăt. Asta e, măi, Mariuca, măi, este șmecherie atât de clară, ca să înțelegem de ce. Da? Să înțelegi. Și plus acum, cel de-al doilea număr. Cu 0 începând, iată de ce începe cu 10, cu 0. Că a fost înmulțirea cu 10, mă. Ăsta e motivul. Deci încep cu 0 și pe urmă zic 2 ori 2, 4. 2 ori 3, 6. 2 ori 7, 14. Și cele două numere care se adună, mă. Păi ce tare este. Țin minte că odată un copil a învățat, a întrebat pe doamna de ce se pune zero la sfârșit sau de ce nu se scrie acolo. Și doamna a zis, o să răspund la asta mâine. A Da, trecut am înțeles. aproape 2 ani și tot la nu a răspuns la întrebarea asta. Ei, acum tu ai înțeles de ce? Că este Da. aici. Este aici ori 10, 20. Și are ori 10. Și de aia se pune 0 aceea sau dacă nu se pune, se începe cu grijă scrierea celui de-al doilea șir mutat un pic la stânga cu o cifră. Că și tu ai spus, zici, eu nu pot pun 0, dar am grijă ca atunci când încep construcția cel de-al doilea șir, să încep cu o cifră mai la stânga. De fapt, este motivul ăsta care ți-am spus mai devreme, zero acela. Da? Deci hai să mai vedem o dată, Mărica. Să știi că nu a fost doar deșteptăciunea celui care a făcut chestia asta, provine de că i-a venit în minte să nu mai facă desfășurarea asta, să le ajungă aici, ce o face deodată. Și l-a spus ca un algoritm, ca o poveste pe care trebuie să o respecte, cu strictețe. Deci începe prima cifră. Se duce și face treaba până la sfârșit. Păi da, că ăsta o șapte. Și face până la sfârșit. Și până începe cel de-al doilea. Și face, iar o începe de la capăt. Iar de la capăt și o face până la sfârșit. Dar atenție, cu un zero începând. Motivul este aici. De ce n-ar face el învățătorul să facă chestia asta? Să explice copiilor decât că ajunge spre tine mesajul ăsta. Că așa trebuie făcut, că așa o spus cineva, o visa cineva noaptea. Nu, 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 Măriuca, asta nu e matematică. Matematica este adevărată, este aia care o înțelegem. Asta și gata. Da? Matematica este cea care o înțelegem foarte bine. Ai înțeles acum? La fel e și la împărțire, să știi. Când facem împărțirea, chestia, coborâm cifra, este așa de frumos un mecanism acolo care trebuie înțeles. Nu, nu altfel. Da. Doresc să Am revenit un pic aici, Măriuca, pentru că dorința mea este ca tu să pui tot timpul întrebări și să mă pui în situația să vezi dacă eu găsesc răspuns, mă. Deci, de ce așa? Cine o vit? Asta vreau după tine, întrebarea ta să fie tot timpul așa. De ce să facem așa? Care e motivul? Cine, cui o vin în minte să facă așa ceva? Da? Asta vreau de la tine. Uite,
Am să... Cine a aflat astea? Cine a pus capul la treabă și a făcut asta? Cine a pus capul la treabă și a făcut asta? Da. Uite e răspunsul meu. Omul caută tot timpul să aibă, să-și ușureze munca. El la început a făcut așa cum ți-am zis eu, 237, o scris desfășurat, o mulțit în linii, o făcut așa și o zis, băi, da, asta n-aș putea să așeze așa una sub alta, să fac asta în forma așa asta. Dar tot ce am făcut în linie și muncind acolo, distributivitatea care am aplicat-o, că e proprietatea de distributivitatea mulțirii fața de adunare. Distributivitatea aceea, în loc să rețină. Dar uite, nu mai provocat. Zi-mi numărul care am început să mulțesc. Cât a fost? 700? Cum a fost? 739. 739 ori 27, parcă, nu? Da. Ori 27. Deci, am zis că este așa. 739 ori 27, care se scrie 739 ori, în loc de 27, zicem 20 plus 7, dictează-mi tu, egal mai departe cu? Măcar sper că așa e, că așa am scris pe caiet, sper că n-am scris greșit din greșeală numărul. Nu e nimic, dacă îl luăm pe ăsta. Bine. Poți să scrii în ordine inversă, vine 739 ori. Ori 7 plus 20. Da, și egal mai departe cu? Egal cu 739 ori 7, ori primul, nu? Ori 7. Plus? Plus 739 ori 20. Așa. Care poate să fie 2 ori 10, nu? 2 ori 10. 2 ori 10. Și acum, dacă vrei să mă întrebi și asta cum o fac, păi eu deoparte, 739 ori 7 și muncesc la el. Și egal cum. Scriu pe 7 care e mai mic pe prima poziție, că totdeauna spunem la tabla mulțirii, cel mai mic, scrii pe prima poziție, da? 7 ori, îi comuți, să le schimbi, ori 739 și este egal cu 7 ori și îl descompui pe 739. Ca fiind 700 plus 30 plus 9. Și egal cu. Cum se mulțește? 7 ori 700 plus 30 plus 9. Vine 7 ori 700 plus 7 ori 30 plus 7 ori 9. Și egal cu. Dar 7 ori 700 înseamnă așa. 7 ori 7 ori 100. Deci 700, da? Plus 7 ori 3 ori 10. Plus 77 ori 9. Și egal cum. 7 ori 7 cât face? 49. Și ori 100, punem 20 ori, 4900, plus 7 ori 3, 21, ori 10, 210, plus 7 ori 9, 63. 63. Și adunarea asta pe care o știm, nu o să o facem, îi 3 și cu 0 și cu 0 înseamnă 3, 6 și cu 1, 7, la sute mă duc acum 2 și cu 9, 11,
Și 4 și cu 1, 5. 500, 173. Deci dacă nu știu să fac, am descompus și am aranjat și înmulțirea lui 7 cu 739. Și rezultatul este 5173, care însemna, știind să o fac acum, 7 ori 9, 7 ori 3, 7 ori 7. Dar acum am și motivat cum vine ăla, cât o rămas, o trecut deasupra, vin la 10, la adunat la cifra următoare. 7 ori 9, 63, 3 și 6. 7 ori 3, 21 și cu 6, 27. Vezi? 7 ori 7, 4. Ușor, totuși, să faci una sub alta decât așa. Păi da, deci vezi câtă muncă a fost ca să reușească. Și atunci toată povestea asta a aranjat-o așa și ți-a transmis ție ca elev niște pași. Începe 7 și se duce până la capăt. Și începe 2. Sub alta e greu, dar să fac așa. Păi da, numai așa ai fi simțit nevoia și l-ai fi înțeles pe bietul ăla care făcea înainte numai așa, deci care făcea numai înainte numai așa, cât de greu i-a fost și cum că m-ai întrebat, cum i-a venit lui în minte, ce a fost acela de așa deștept? Răspunsul, din nevoia de a nu mai munce atâta. Deci totdeauna omul încearcă să-și ușureze munca. Deci încearcă să-și ușureze munca și de ce? Bună! Dar până, sigur, transpiră foarte mult până când ajungi la rezultatul acela. Da? Deci să nu credem că deodată telefonul n-a... Măriuca, telefonul acesta n-a apărut deodată în forma asta. Mai ții tu minte că erau niște telefoane micuți în Nokia? Da. Așa, nu așa. Nu deodată. Dacă erai nervoasă, de exemplu, ai sunat la un coleg și v-ați certat, fac! Așa. Deci, vezi, acum... de la o etapă la altul s-a perfecționat. De la o etapă la altul. Și cei care au lucrează acolo... Care era primul? Cumva primul telefon era ăla care trea să învârți. O, da! Da, 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 da! Băgai degetul așa și numele se forma cu rotița aceea. Ai auzit așa ceva? Da! Dar unde? N-ai văzut, n-ai putut să vezi. Nu ai avut. N-am văzut, dar am văzut, adică în poze sau ceva, dar n-am văzut realitate niciodată. A, niciodată, sigur că da. Dar cum făceai asta? Adică făceai așa, apăsai sau... Da, cum? Da, da, duceai până la capăt și când îi dădeai drumul revenea la poziția aceea și așa fiecare număr îl tastai. A, stupid. Da, 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 dar tu știi cum am dar învățat. Nu puteai să duci departe. Cum făceai poze? Dar nu se putea face, nu punea nimeni problema să faci poze. Deci nu, vezi, voi v-ați trezit în situația asta cu tehnica asta și vi se pare normal asta. Dar să știi că pentru a să ajungi la nivelul acela, la nivelul ăsta, au trecut câțiva ani. Hai să spun, când eram eu copil, nu aveam curent electric. Deci dacă nu aveam curent electric, înseamnă că nu se putea nici vorbă să ai vreun aparat în casă. Nimic, nimic. Nici calcula mic? Nici să fier de călcat. Fier de călcat, știi cum era? Era așa ca o buturugă și puneam niște cărbuni înăuntru. La țară făceam foc. Și cărbunii aceia și puneam înăuntru și el se încingea, se încălzea și așa. Eu am crezut că pur și simplu e o chestie de metal, o puneam în cuptor sau așa ceva. Și după aia nu, că trebuia să întrețină focul tot timpul și ca să întrețină, ca să fie căldură tot timpul, se puneau niște cărbuni. Cărbuni, adică după ce se strângea lemnul, jarul acela se punea acolo și cu ala se făcea, se călca. Deci... Bună, Cristi nu a prins așa ceva. Nu știi despre ce este vorba. Nici Cristi nu a prins. Dar de aceea spun, nefiind curentul electric, totul era la un nivel foarte primitiv. Aveam o lampă cu petrol, puneam și petrol acolo și cu un fitil se aprindea cum iluminarea. Așa era. Așa se putea lumina. Trebuie să ai în casă.
Păi în casă nu aveai decât o masă, un pat unde dormeai și lampa asta. Așa învățam. La lampa asta care cu petrol era și uneori se stricla, se strica și lampa și nu aveam nici sticlă. Ceva, dar nu-i ce. Și atunci era foarte complicat. Eu aveam lecția a doua zi, nu știam ce să fac, ce să mă fac. Era foarte, foarte greu. Dar iată că, ce să spun, eu n-am luat în toate, de la 5 până la 8, n-am luat niciodată un 9. Deci, de la 5 până la 8, n-am luat niciodată un 9, numai 10. Numai 10, dar știi cum se întâmpla? Nu aveam timp deloc să fac temele. Când m-a luat tot timpul mama la muncă, la câmp, Și atunci. Păi tot timpul, numai când vineam seara acasă, de la treabă, atunci încercam să fac lecțiile, nu reușeam să mai învăț, le puneam cărțile în geantă și mă gândeam, zic, ce am agricultura, am nu știu ce lecție acolo, și mă gândeam dacă mă întreabă ce lecție am, nu știu ce să răspund un profesor. Dar eu niciodată nu ieșeam în pauză. Îmi dădeau pauza de 10 minute și în cele 10 minute învățam lecția. În 10 minute învățam lecția, nu ieșeam niciodată în pauză, că nu aveam timp. Și în 10 minute învățam lecția că în timp ce se preda eram atât de atent încât învățam lecția din clasă. Și acum eu mi-o reaminteam. Și învățam de 10, nu de așa de încercare. Așa ca să înțelegi, dacă n-am luat nicio medie de 9, niciun 9, deci numai în medie de 10, asta era ca și un fenomen. Face asta. Poftim? Trebuie să fie imposibil să faci asta. Niciodată un singur nouă. Niciun 9 dintre 5-a, cum ești tu acum, și până între a 8-a, când am terminat, n-am avut nicio medie de 9, numai medii de 10. O După aia? fi mai luat un 9, dar 2 de 10 și un 9 făcea media tot 10. Ok. Știi? 2 de 10 erau mai puternici. Așadar, mă întorc și spun că dacă ești preocupată să pui întrebări și să niciodată nu te voi repezi, niciodată, asta este o dovadă a faptului că tu ești în lecție, și nu te sfii să-mi pui cele mai ciudate întrebări, sunt gata să-ți răspund, opresc lecția și să răspund. Asta e matematica pe care vreau să-ți dau ție, să o înțelegi. Cu întrebări și răspunsul la fiecare chestie care se apare ciudată. Așadar, hai să mă întorc. Am făcut o pauză pentru a vedea înmulțirea asta. Acum, să dăm din nou două mulțimi prin proprietăți. Nu le indic exact. Și iată cum spun, mulțimea mare egal cu toți acei x cu proprietatea, dacă îi înlocuim 3x plus 8 este egal cu, hai să zicem, 11. Cu x și ăștia să fie numere naturale. Adică trebuie să găsim pe cei x din mulțimea numerelor naturale care sunt. Uite, aparține, nu? Că așa am zis că simbolul euro este aparține. Am Da. vorbit de el. Ei, și acum noi trebuie să descoperim a și b mare egal cu toți acei x cu proprietatea că hai să spunem fracția 7 supra x plus 5 este supraunitar. Da? Deci este
subunitară, dacă să vedem dacă e subunitară, cum ar veni. Da, subunitară. Subunitară. Și până să facem operațiile. Are unii cu pepărmă. Deci ce întrebări ridic așa, amic. Să se determine A și B-ul, să le găsim. Și până să facem A reuni cu B egal cu cine? A intersecta cu B egal cu cine? Dacă nu le cunosc, nu pot să fac asta. Punctul B depinde de A. Trebuie să-l fac pe A. Întâi. După ce cunosc pe A mare și pe B mare, fac reuniunea și intersecția. Cum crezi că ne apucăm de treabă? Rezolvare. X poate să fie doar 1. X poate să fie 1. Ai sesizat da. Tu când vine 3 ori 1, 3 și cu 8, fac exact 11. Deci pentru X egal cu 1, atunci 3 ori 1 plus 8 este egal cu 11. Și X-ul ăsta e deștept, da? Deci X egal cu 1 este soluție, face corectă relația și atunci în mulțimea A mare îl punem pe 1. X egal cu 1. Și de ce numai 1? De ce n-ar putea să fie și 2? Păi da, ce ai scris? Deci ai scris X egal cu 1 sal? Sau? Bun, pentru X egal cu 1 rezultă. Am pus o dublă. La sfârșit. E soluție. Adică e soluție că verifică, face adevărată relația, da? Soluție. Ok. E corect în sensul că verifică. Nu am niciun motiv să știi că s-ar putea ca cineva să sară la mine și spune, dar de ce nu încerci pe doi? Păi ar fi 6 plus 8. Deci pentru X egal cu 2, s-ar întâmpla așa. X egal cu 2 și atunci vine 3 ori 2 plus 8, care face cât? 6 și că o fac 14 și 14 e diferit de 11. Nu mai este cu egalitate, cum o zis aici, să fie cu egal. Și atunci nu mai este deștept, nu satisface proprietatea, zic eu. Dar știi că un Toma necredincios îți spune, dar 3 nu o face bine? Și ce să-i fac la acela care mă întreabă de 3? Ce să-i fac? Și spun ce? Stai jos! Nu. Trebuie să găsesc răspuns. Tu ești Toma necredinciosul. 3 ori 3 egal cu 9. 9 plus 8 egal cu 17. Care nu este egal cu, care nu este echivalent cu 11. Nu este egal cu 11 și deci nu-l poți lua. Și eu sunt Toma necredinciosul și zic, dar de ce nu încerci și cu pe 4? Încerc tu pe 4. Așa, da. Asta e bun răspunsul, cel mai tare. Încerc adică, tu să se poate. Păi tu spui așa, încearcă pe 4 și pe 5 și muncește tu acolo și pierzi timpul, nu? Că tu ai sesizat că are un singur răspuns relația asta, pentru un singur X adevărat. Dar ca să avem argumente foarte bune, ce ai spus tu mai devreme, încearcă tu și pentru 4, sună cum a spus învățătoarea. Stai jos că am să-ți dau răspunsul data viitoare. Da? Deci e tot un răspuns de acela. Dar măcar poate să-ți dau răspunsul. Acum eu îți dau răspunsul corect. Deci iau proprietatea 3x plus 8, amândoi lucrăm, da? Egal cu 11. Și scădem din ambii membri, deci din ambii membri o să scădem pe cine? Pe cine crezi tu că merită să scădem și din stânga și din dreapta?
Și dacă scădem același lucru, relația se păstrează. Pe 8. Îți propun să scădem pe 8 ca să scădem, că 8 minus 8 va face 0. Știi, ăsta e motivul. Și atunci ce devine egalitatea asta? De aceea spun echivalent de data asta. Echivalent, adică ce am în stânga ca relații, voi scrie și în dreapta. Era 3x plus 8. 3x plus 8 minus 8. Minus 8. Egal cu 11 minus 8. Scrie și tu, te rog. Da. 11 minus 8. De ce am făcut până acum, Mărica? Am zis să scădem și din membru stâng, da? Și din membru stâng, și din dreptul, membru drept, pe 8. Și am zis 3x plus 8 minus 8 egal cu 11 minus 8. Egalitatea este corectă. Dar 8 minus 8 cât face? Scăderea asta. 0. 0. Ăsta e motivul pentru care am scăzut acest 8. Ca să scăp de el. Și ce devine relația? Scrie tu. Vorbește tu. Membru stâng devine. 3x. Corect. Plus 0. Nu mai are rost, că știi că la adunare 0 nu influențează. Egal. Egal cu 11. Nu 11. 3. Egal cu 3. 11 minus 8, 3. Acum e logic. 3. Deci... deci ca să fac de aici rezultă că x egal cu cine? X egal cu 1. Doar 3 ori 1 fac 3, nu? Da. Deci foarte evident. Cine nu mai poate întreba nimeni de ce numai 1. Pentru că așa mi-a ieșit din calcul. Deci... practic, se vede foarte bine că proprietatea asta care a fost aici, ea s-a dus echivalent spre cine? X egal cu 1. Deci egalul ăsta de aici, Măriuca, din proprietate, a ajuns X egal cu 1. Ce mai vrei mai mult? Deci nu am nimic de comentat, pentru că eu am aplicat matematic relațiile, am scăzut același lucru, am lucrat, 8 minus 8 face 0, știu și eu, 11 minus 8 fac 3 și am ajuns relația la una echivalentă x egal cu 1. Pentru că am simplificat, aici am împărțit prin 3, ca să vezi ambii membri. Și a rămas doar x și 3 împărțit la 3 fac 1. Deci x egal cu 1. Ce frumos este. Deci am aplicat că dacă adunăm sau scădem în ambii membri un număr, egalitatea se păstrează. Dacă împărțim printr-un număr, prin 3, și în stânga și în dreapta, egalitatea se păstrează. Deci egalul de mai sus m-a dus spre x egal cu 1. Ce frumos este! Nu mai are nimeni ce îmi spune. Deci a egal doar cu 1. Acum ce am să fac? Mă duc la B. Ce spune B? B din cine este format? Din x plus, adică 7 supra x plus 5. Da. Adică 1 plus 5. Deci 1 plus 5 e bun, nu? 1 plus 5 devine subunitare? Nu. Dacă 7-le era șase, atunci... Dar când o fracție este subunitară?
Când când numitorul e mai mare? Așa. Crime mare, mai puternic decât numărătorul. Da. Deci, hai să scriem și noi. 7. Dar ce sunt legate alea? A și B sunt... Adică X-ul e la fel? Trebuie să fie la fel? Nu, nu, nu. Puteam să zic alt Y. Nu X-ul de aici. X-ul... O puteam să zic Y. Z, T, ca să nu, mai fie, să nu fie confuzia aceea că e vorba de același X de aici. E un alt X care satisface pretenția de aici. Asta e proprietatea. Atunci... Dar după aia există multe. Uite, dacă vrei tu că să, așa zic Y. Uite cât de ușor mi este. Deci B e format din toți Y-ii cu proprietatea că 7 supra Y plus 5 este subunitară. Mă bucur că m-ai atras atenția dacă e vorba de același X de sus. Nu. Și uite, l-am notat cu Y de data asta ca să nu apară nicio... Deci când 7 supra Y plus 5... E subunitară. Atunci, Y-ul trebuie să fie mai mare decât 2. Deci Y-ul trebuie să fie mai mare decât 2, adică 2, 3. Cu alte cuvinte, subunitare, cum ar trebui să spun? Mai mare ca 1. Așa ar fi trebuit să spun eu. În loc de subunitară, trebuia să spun mai mic decât 1. Da? Da. Deci, subunitară, mai mic, înseamnă mai mic decât 1. Și tu ai spus bine, asta se întâmplă dacă și numai dacă ăsta de jos, numitorul, e mai mare decât numărătorul. Dacă și numai dacă Y plus 5 e mai mare, ca împărțirea să o fac la 1 mai mare, sunt de nu mai mic decât 1, nu? 7 împărțit la 10, la 20, la 17... Atunci îmi dă mai puțin de 1. Cu alte cuvinte, asta trebuie spui. Y plus 5 mai mic decât, mai mare decât 7. Și acum să lucrăm aici. Măriuca, dacă avem o egalitate sau inegalitate, putem aduna sau scădea din ambii membrii fără ca asta să fie deranjat. Și aici ce să fac eu ca să scap de 5-ul ăsta? Ce pot să fac aici ca să scap? Ca să scap, scad un 5 din ambii membri. Minus 5 și din stânga și din dreapta. Cum la egalitate am scăzut un 8 și la inegalitate se întâmplă același lucru. Scădem sau adunăm și nu se deranjează inegalitatea. Echivalent cu. Deci, minus 5 și aici, și în dreapta, și în stânga, adică la Y plus 5, și în dreapta la 7. Și ea devine ce? Te rog să vorbești tu. Și ea devine... echivalentă cu scrierea. Deci proprietatea asta devine echivalentă cu Y plus 5. Da. Care era înainte. Minus 5. Adică doar Y. Așa va fi, dar noi scriem exact ca să vadă prietenii noștri. Și scriu cu roșu ca să vadă că 5-ul acela este pe care l-am precizat cu roșu, că scădem din ambii membri. 5 minus 5 mai mare decât cine? Te rog să vorbești. Decât 7. Decât 7 minus 5. Corect. 7 minus 5. Echivalent cu. Ce se întâmplă acum? 5 minus 5 aici? 5 minus 5 nu mai e nimica. 0. 0. Și rămâne Y mai mare decât? 2. 2. Adică Y încep de la 2 încolo. E vorba de ce Y ar trebui să spunem? Din ce mulțime? Dincolo de 2, fără 2. Că nu și egală.
3, 4, 5 și așa mai departe. O infinitate de Y. Mă întorc și văd. Ideea asta că fracția să fie subunitară, tradus mai mică decât 1 înseamnă, asta înseamnă că numitorul trebuie să fie mai mare decât numărătorul, adică Y plus 5 mai mare decât numărătorul, adică 7, ca să scap de 5 ăsta, scad în ambii membri pe 5, mi-a ieșit că Y, fosta relație, că e subunitară fracția, înseamnă că Y și se înceapă de la 3 încolo. Ia să vezi, dacă în loc de Y pun 3, cât înseamnă 3 cu 5, 8, 7 pe 8 este subunitar. 4, 4 cu 5, 9, 7 pe 9, subunitar. Și așa mai departe. Dar mulțimea asta nu e bine determinată, că are o infinitate de elemente. Și eu nu pot să fac reuniuni, intersecții, nu-mi place. Înseamnă că aici am să intervin și nu subunitar. Am să spun supra? Supraunitară, ca să se schimbe supraunitară. Deci, vezi, cu subunitară nu m-a condus la un rezultat corect și acum intervin și mulțimea B este formată din toți Y cu varianta că 7 supra Y plus 5 este supraunitară. Ce înseamnă supraunitare? Adică 7 trebuie să fie mai mare decât Y plus 5. Exact. Adică mai mare ca 1 aici, nu? Rezultatul la împărțit fie mai mare ca 1. Sau Y plus 7. 7 să fie mai mare, ai spus tu foarte bine. Schimb sensul. Da? 7 e mai mare decât Y plus 5. Și acum lucrez, scad un 5 din ambii membri și vine Y mai mic decât 2. Și acum, dacă Y mai mic decât 2, care sunt Y-ii care sunt mai mici decât 2 naturali? Unu. 0 și 1. Da. 0 și 1. Și cu alte, iată că mulțimea B a fost foarte bine găsită acum. Deci în clipa asta, A este egal din cine? A egal cu doar un singur element, cu 1. Deci A este formată din singurul element 1. Iar B-ul este formată din elementele, le-am găsit acum, cu formularea asta nouă am constatat că e formată din elementele 0 și 1 și iată că am cine este A, cine este B, da? Cine este A, cine este B și pot să fac, are unul cu B, cât este? Unu. Nu, punerea la un loc. A, 0 și 1. 0 și 1, sigur că da. Ai intersectat cu B? 1. Formată doar din elementul 1. Așadar, am făcut din nou un exercițiu în care am indicat mulțimea A și B n-am precizat elementele, ci au urmat să le descoperim noi. Am dat doar o proprietate de caracterizare. Că 3 mulți cu acel cineva plus 8 fac 11. Și tu, iată, am luat-o deoparte și am lucrat la ea prin echivalență
Știind că putem scădea din ambii membri, putem aduna, putem înmulți cu unul. Și egalitatea nu se schimbă. Putem împărți printr-un număr și nu se schimbă. Deci, la o egalitate putem aduna în ambii membri, putem scădea în ambii membri, putem înmulți ambii membri, putem scădea din ambii membri, putem împărți prin ambii membri, pe ambii membri. Și ea nu se schimbă. La fel și aici, cu supraunitare modificând, mi-a permis să găsesc pe mulțimea B concret, formată din 0 și 1. Și acum, odată știut A și B, că le reunim și intersectăm, este o treabă simplă. Ei, să știi că exercițiile acestea sunt foarte interesante pentru că ne dând proprietatea, ne dând elementele mulțimii concret și indică o proprietate, te pun la încercare să văd dacă știi cum să te descurci spre găsirea lui X acela. Sau al lui Y, nu are importanță, e vorba de, nu cum îl notăm, ci e vorba de elementul care satisfacă proprietatea. Deci de găsirea elementelor respective. De aceea, exercițiile sunt foarte interesante prin ceea ce se dă ca proprietate și profesorul, sau prin exercițiul acela, el urmărește să testeze dacă elevul știe și se descurcă acolo prin ducând proprietatea aceea la una echivalentă, până găsește elementele. Cât este ceasul? 6 și 19 minute. Da, deci uite că tu ai fost o drăguță și m-ai lăsat să vorbesc, pentru că ai sesizat că nu poți întrerupe lecția, fiindcă era prea interesant. Și o oră din partea mea. Da, deci ai urmărit și tu erai curioasă și am și discutat noi despre ceea ce înseamnă nevoia de a înțelege, nu? De a înțelege lucrurile de la bază foarte riguros. Nu mecanic, nu poveste, nu așa că trebuie făcut, că așa o visa cineva azi noapte, ci trebuie, ți-am arătat și la mulțire, că e distributivitatea acolo și aranjarea, nu, din lucrul acela pe orizontală cu distributivitatea și așezată acolo una sub altele. Așadar, ne oprim aici și îți dau următorul lucru. Să încerc măcar 20 male să mă opri, nu mai zic 5. 20 male la împărțirea aceea. Știi unde am rămas, o ai acolo. Da, am deci 20 male. Și să-ți dau două mulțimi. Mulțimea mare egal cu toți acei X. Te rog să-ți notezi, da? Da. Egal cu toți acei X pentru care? Dacă tu ai filmul făcut de mult, poți uita foarte ușor. De ce asta e liniștit? Deci toți acei X pentru care 7x minus 9 este egal cu 5. Cu x și natural, să precizez și asta, x număr natural. Deci toți x și natural pentru care 7x minus 9 să facă 5. Și B egal cu toți acei Y sau dacă să știi, dacă notezi tot cu X, nu înseamnă că X și de sus. Da, pentru a nu fi niciun loc de confuzie, zicem toți acei Y pentru care 14 supra 3X minus 5 este supraunitar. Da? 14 supra 3x minus 5 este supraunitar. Și să le găsești cine e A, cine e B și până să faci are unii cu B, deci să se găsească A și B și pe urmă să se facă ce are unii cu B, să se efectueze, să se determine
A reunit cu B, mulțimea reunită, și A intersectat cu B. Așa, asta e tema pentru data viitoare. Și te găsiți foarte frumoase, îmi plac. Sigur că tu, din experiență, ai putea să locuiești, dar știi bine că cineva, un gică contra, Toma Necredinciosul, tot întreabă, o fi bun unul, nu mai fi și altele, nu mai fi și altele? Și atunci, na, nu se finalizează așa. De aceea, trebuie să duci relația asta într-una echivalentă până când găsești X-ul. Asta este. Și la fel și ce înseamnă supraunitară, mai mare ca 1, adică când ar fi mai mare ca 1? Când numărătorul e mai mare decât numitorul sau numitorul e mai mic decât numărătorul. Și găsești acolo. Și odată găsi pe A și pe B, faci reuniunea și intersecția. Deci asta pentru mâine, da? Tot de la 11, Mărica, acum, când? Da. Tot la 11. Da, e perfect. Așa. Spun că... Așa, e mâine, mâine sâmbătă? Da, e sâmbătă, dar sâmbătă. Știi când noi lucram sâmbătă și numai când plecați undeva, așa am stabilit. Da. O să văd dacă plecăm mâine. Faci tu rost să pleci mâine, da? Nu. nu, că atât o să-ți placă de multe ghișițele și sigur, chiar dacă veți pleca după amiază, știu, dacă la ora ce ești în casă, tu vei dori să stăm de vorbă. Vei vedea că o să tiți. Ușor ne simțim foarte bine și de aceea noutățile vin lucrând de Mărica. Deci vin și noutățile și siguranța și starea de bine și spuneam și altă dată, matematica se face dintr-o stare de curiozitate continuă, să știm, să înțelegem, să aflăm. Bun, hai să ne oprim. Pa. La revedere, pa, pa. Pa.